Vă salut, dragi prieteni youtuberi. Am revenit azi cu un nou video. Am zis azi să fac un video mai diferit față de celelalte video. Dacă într-un video mai anterior am făcut un video cu ouri așterațele șască mută, astăzi vreau să fac un video cu cel mai mic ou care l-am găsit vreodată în cuibar la mine în gospodăria de păsări. Uitați, aici avem ouă de Cocky Gambel. Ouă de Cocky Gambel. Nu sunt nici foarte mari, nici prea mici, sunt mai mijlocii. Avem ouă de leșăști. Uitați-le cât de mari. Leșăști. Astea un pic mai mici, sunt Cocky Gambel. Nu sunt nici foarte mari, nici foarte mici. Și acum să vă arăt cel mai mic ou care am putut să-l găsesc vreodată în gospodăria mea. Ia uitați-l, surpriză, cât e de mic acest ou de Cocky Gambel. Este foarte mic. Ia să-l pun aici ca comparație. Cum arată acest ou și cum arată astea. Ia uitați diferență. Cel mai mic ou care l-am găsit vreodată la mine în cuibar. Sau unul de leșască și cu asta la. Ia uitați-l ce mic e în comparație cu nou de leșască. Dacă vă place ceea ce postez, nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul meu, fiindcă mă ajută foarte mult. Acum am să sparg acest ou într-o cană ca să vă dovedesc că este ou și nu este o făcătură.